Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Temă tristă astăzi, să știți, cel puțin pentru mine, dar cred că pentru mulți dintre dumneavoastră. Citesc în presă niște date că mă înfior apropo de comunitatea germană din România. Ei bine, la recensământul de anul trecut, în județul Sibiu, s-au declarat germani 2716 persoane. Deci nu în orașul Sibiu, în județul Sibiu, 2716 persoane s-au declarat germani, jumătate față de acum 10 ani. Acum sunt germani în județul Sibiu 0,69% din populație. Îți vine să plângi, nu alta, îți vine efectiv să plângi. Este adevărat că în formularul acela apartenența la o naționalitate, la o etnie era foarte departe. Deci spune reprezentantul germanilor din România, Ovidiu Ganz, datele recensământului n-ar fi corecte, dar eu nu cred că este neapărat așa. Probabil că unii n-or fi ajuns la punctul respectiv, dar nu cred că stă mai bine la capitolul german. Imaginați-vă că în perioada interbelică în România existau aproape 800.000 de germani. Imaginați-vă chestia asta. Ei bine, în 1930, apropo de perioada interbelică, 4,1% din populația României se declara de naționalitate germană, asta însemnând pe regiuni 23% din populația Banatului, aproape un sfert, 8,9% din populația Bucovinei, 8% din cea a Transilvaniei, 3% din cea a Basarabiei și aproape 3% din cea a Dobrogei. În 1948, populația germană a scăzut la 343.000 de persoane, iar în 1977 erau 359.000 de persoane, în 1992, după exportul dement ceaușist, vânzarea de germani către RFG, aveam 111.000 de persoane. În 2002, sunt 60.000 de persoane și astăzi în România sunt undeva la 22.000 de germani. Dacă e să vorbim de maghiari, în ultimii 10 ani a avut loc o scădere cu un sfert de milion de oameni a maghiarilor din România. Astăzi sunt în jur de 1.000.000 de maghiari, erau 1.000.000 și un sfert acum 10 ani. Ce putem spune de toată chestia asta? Apropo de, sigur, de evrei nu mai discut și evrei au fost vânduți în ceaușism și înainte de ceaușism și înainte de ceaușism au fost vânduți germani înspre RFG. Deci România și-a vândut minoritățile cui a putut, pe ce a putut. Este o tragedie foarte mare despre care se vorbește foarte puțin, pentru că germanii din România, maghiarii din România, evreii din România aduceau un plus de ștaif populația românească fiind în general rurală și destul de, așa, ați înțeles, șlefuită cu mitraliera. Ăștia erau mai șlefuiți, mai educați, mai, cum vă spuneam, cu ștaif. S-au dus, i-am trimis și noi ne-am ghiolbanizat, ne-am manelizat, ne-am țopârlanizat. Asta s-a întâmplat, n-are rost să o dăm pe după vișini. Apropo de evrei, de exemplu, astăzi populația evrească a Clujului ar încăpea lejer pe scaune într-un autobuz cu burduf. Și cam aia e tot. Clujul era un centru evreiesc important în perioada interbelică. Aici, sigur, a intervenit și regimul hortist, alt regim descreierat și deportările la Auschwitz din Transilvania de Nord-Vest, ocupată de Ungaria hortistă în 1940. Una peste alta,
România s-a românizat, e un titlu minunat al unei cărți de Lucian Boia, cum s-a românizat România, practic cum am știut noi să scăpăm de minorități. Cam asta s-a întâmplat. Să nu uităm niciodată că după ce s-a făcut România mare, în primul sfert al veacului al 20-lea, elementul etnic românesc era la 67-68%. Restul erau minoritari de toate felurile. Astăzi, minoritarii salut popor. Și atunci, ce putem spune? Cum putem comenta această situație? Dacă Sibiul... o chestie interesantă. Am citit că domnul Gant spune, domnule, dar e un aflux mare la școlile germane, deci nu e așa de mare problema. Serios? Păi da, eu mi-amintesc de când eram eu la școala germană. Și în comunism încă. Am început școala germană la Cluj, în clasa 1, cu niște elemente germane în clasă, autentice, colegi germani, cu nume germane. Și am trecut din clasă în clasă, din clasă în clasă, spre clasa 12-a, cu tot mai puțin și tot mai puțin și tot mai puțin. Și am terminat cu unul singur din nu știu câți. Cu certitudine, astăzi este școala germană și astăzi la Cluj, probabil că nu mai este niciun elev german. Sau poate unul, sau cine știe. Nu e pentru germani școala germană din România, nici în comunism n-a fost pentru germani, a fost pentru români. Să fim bine înțeleși. Pentru români ca mine și ca alții care au făcut școala germană. Deci cam asta este problema și am pierdut enorm pierzând germanii, noi ca țară. Noi ca români am pierdut imens pierzându-i pe germani, pe maghiari, pe evrei. Am fi avut de învățat enorm de la ei, poate câte ceva și ei de la noi, dar noi am preferat să îi vindem pe cât am putut și să nu ne pese de restul ce se întâmplă. Cifrele sunt astea. Sunt o calamitate demografică, dacă vreți, din punctul de vedere minoritar. Asta este, aici suntem, se discută foarte puțin spre deloc în presa mainstream despre chestiunile astea, pentru că ele, chestiunile astea, incumbă un sentiment de disconfort pentru noi, de jenă, adică cum am putut să ne vindem evrei. Cum am putut să ne vindem germanii, cum au putut foarte mulți maghiari să emigreze în Ungaria, încă în comunism. Eu am cunoscut nu știu câți maghiari din Cluj care au emigrat în comunism în Republica Populară Ungară. Eram uimit. Eram adolescent și nu înțelegeam cum, adică dintr-o țară comunistă în altă țară comunistă, de obicei lumea fugea în RFG sau emigra. Ei ăștia fugeau, emigrau în Ungaria. Și erau foarte mulți români care, ăștia chiar fugeau peste graniță. Cred că erau vreo câteva zeci de mii la momentul noiembrie-decembrie 89 de fugari români, etnici români în Ungaria, care se săturaseră de paradisul românesc. Sunt fenomene care ne fac rău, ne-au adus deservicii foarte mari și noi am înlocuit această populație cizelată, rafinată în marea ei parte, cu ștaif, cum vă spuneam, i-am înlocuit cu ghiolbani locali sau i-am înlocuit cu ghiolbani români sau nu. Și acolo am ajuns. Practic am inversat niște lucruri și rezultatele se văd. Eu am prins niște oameni în viață care mi-au povestit, de exemplu, cum era Clujul interbelic. Am prins alți oameni în viață care mi-au povestit cum era Clujul anilor 60, cum se mergea pe stradă,
cum se vorbea pe stradă, cum se îmbrăca lumea pe stradă, cum ți se adresau oamenii și așa mai departe. Faci o comparație între vremurile acelea și cum se merge pe stradă astăzi la Cluj, cum ți se adresează și cum se uită la tine oamenii pe stradă la Cluj, cum e lumea în general astăzi la Cluj. Asta am mai discutat-o într-o altă emisiune și nu reiau. Clujul și multe alte orașe mari din România și nu doar din vestul țării a devenit o mare metropolă țărănească. De ce? Am analizat asta pe baza unui text minunat al lui David Hoffman, Peasant Metropolis, o carte din anii 90, apropo de Moscova. Au apus acele vremuri de demult și avem aceste vremuri de astăzi. Așadar, doar în cărțile de istorie vom mai găsi populația aceasta cosmopolită, trilingvă, deseori a Transilvaniei, unde se schimbau limbile pe stradă în funcție de cine și cine se întâlnea. Nu era nicio problemă să se întâlnească un grup de români și de maghiari, să se vorbească maghiara sau română, venea un german, se vorbea în dialectul săsesc sau șvăbesc, se mai vorbea și în sârbă, în Banat, mulți români vorbeau și mulți șvabi vorbeau și sârbește. Era ceva absolut minunat. Acea perioadă s-a încheiat definitiv. Cu ce beneficii pentru noi, cred că nu este cazul să mai insist. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că vă abonați la acest canal și îl recomandați și altora. Mulțumesc că îl distribuiți prin rețelele dumneavoastră de socializare. Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina oficială de Facebook a canalului. Extrem de important pentru a putea să continuăm acest demers de jurnalism freelance, vă invit să îl susțineți canalul, desigur, prin Patreon, PayPal și Revolut, informația aici și în textul de sub imagine. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și, ca de obicei, să auzim numai de bine.